Astăzi în țară cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca se așteaptă 22 de grade, iar la Bălți 23. La Orhei sunt prognozate 24 de grade, la Tiraspol 25. Cu un grad mai mult va fi la Leoba, la Combrat și Cahul maxima va fi de 27 de grade. Astăzi în capitală cerul va fi variabil și vor fi 25 de grade. În următoarea perioadă termometrele vor arăta până la 28 de grade ziua, iar noaptea între 11 și 15 grade Celsius. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri va ploua. La Londra vor fi 12 grade, la Paris 15, iar la Madrid 18. La Berlin se așteaptă 19 grade, la Roma și Viena termometrele vor arăta 21 de grade. La Praga vor fi 18 grade, iar la Budapesta cu 6 grade mai mult. La Varșovia sunt anunțate 23 de grade, 27 de grade sunt prognozate la Belgrad. La Moscova vor fi 18 grade, la Kiev 22, iar la Atena 29 de grade. La Ankara maxima va fi de 26 de grade, iar la București va fi cel mai cald și se vor înregistra 31 de grade.